pentru Mateiu. Mateiu a ezitat într-o primă fază și astfel fost scos în lateral, dar a păstrat posesia pentru ai lui. Centrarea lui Bancu și ocazie imensă a lui Mesa Coli. Ce se întâmplă? Este penalti și cartonaș galben. Penalti pentru CS Universitatea Craiova și un cartonaș galben pe care îl încasează olandezul Bas Cuypers la debutul lui în Liga 1. Încă o dată faza, mingea ajunge în stânga la Bancu și Bas Cuypers este cel care îl trage acolo pe Elvir Colici. Oricum, mingea ajunsese la Mesa Coli, paraguayanul ratase, a trimis dintr-o poziție bună pe lângă poartă. Acest lucru însă nu mai contează. Craiova beneficiază de lovitura de la 11 metri pentru acel duel între Bas Cuypers și Elvir Colici. Tot bosniacul execută, moment extrem de important al jocului. Suntem în minutul 31 al partidei de aici, de la Ovidiu, și Craiova beneficiază de un penalti pe care se pregătește să-l execute Elvir Colici, omul care a decis și meciul din tur atunci când a marcat ambele goluri ale Craiovei. Bas Cuypers acolo l-a tras pe Colici. O infracțiune văzută de arbitrul Marcel Bârsan. Colici față în față cu Cojocaru. Colici apără Cojocaru! Apără Cojocaru! Moment extrem de important al jocului. Cojocaru a apărat un penalti și împotriva celor de la FCSB. Meci câștigat de Roșii Albaștri, însă cu 2-0 la aproape de mijlocul lunii decembrie anului trecut. Apără din nou Cojocaru. Penaltiul bătut de astădată de Elvir Colici. Viitorul respiră. Scapă